Și după urmează igiena bucală. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit în comunitatea noastră, comunitatea frumuseții vârstei elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Suntem în perioada detoxifierii sezoniere. Pe canal avem clipulețe destule pentru a alege metoda convenabilă fiecăruia pentru detoxifiere. Dar sunt și întrebări la această temă. Perioada detoxifierii sezoniere durează de la mijlocul lui august și până în octombrie, 72 de zile, după sistemul celor 5 elemente ale naturii. Acum suntem în elementul pământ, care ne guvernează intestinul gros și pancreasul. O metodă de detoxifiere durează de la 14 zile până la 21 sau 30 de zile, în dependență de persoană, în dependență de cerințele organismului fiecăruia. Dacă ați început o metodă și ați finisat-o, precum și eu, 2 săptămâni de zile, puteți să treceți la o altă metodă. Astăzi vreau să vă vorbesc de o metodă simplă, veche, pe care eu o practic de acum de mai mult de 30 de ani. Este ușor aplicabilă, este la îndemâna fiecăruia. Acest produs este în fiecare familie, deci detoxifierea scurtă de 10 minute cu ulei. Deci o metodă foarte simplă care mulți din voi o cunoașteți. Dacă o practicați, scrieți, vă rog, sensațiile voastre de la această metodă. Cu ulei folosim? Putem folosi ulei de susan, ulei de migdale, ulei de muștar, ulei de cocos, ulei de măsline, o varietate de uleiuri. Eu am folosit uleiul de măsline și uleiul de susan. Îmi convin, îmi plac și continuu să le folosesc. La moment folosesc uleiul de susan. Deci v-ați curățit limba, se ține în gură timp de 10 minute. În timpul acesta puteți să gătiți dejunul, puteți să citiți o carte, puteți să faceți chestii și treburi prin gospodărie. Și nici nu reușiți să vedeți cum trece timpul ușor. După ce ați ținut uleiul în gură, l-ați primblat încolo-ncoace în cavitatea bucală, îl scuipați și după urmează igiena bucală. Deci cum are loc detoxifierea? Toate deșeurile din organism sunt lipicioase, sunt îmbibate cu grăsimi, iar uleiul ca un magnet le trage din toate organismul, din tot organismul. Deci uleiul este un magnet care prin vase, prin capilare, prin vene, trage, scoate din organism deșeurile. Ulei se dizolvă, deci grăsime în grăsime. Aici lucrează pompa, grăsimile se dizolvă în grăsime. Și cunoaștem că pe limbă avem proiecția tuturor organelor interne. Aici pe canal avem și un test pentru testarea sănătății organismului. Îl vedeți în bara informațională. Ca un magnet, ca o pompă, curăță ficatul, curăță intestinul, curăță rinichii și toate organele le ușurează. Și curăță organele la nivelul sublim, le curăță, le purifică, le ușurează, le pune în mișcare energia vitală. Uleiul îmbunătățește
funcția tractului gastrointestinal. Ne ajută la purificarea și curățirea pielii. Este un bun remediu antiacneic. O curățire de aceasta ușoară, ieftină și eficace este binevenită pentru curățirea tenului, pentru frumusețea tenului, pentru un ten luminos, sănătos, tânăr. În afară de aceasta, și lucrează și mușchii cavității bucale, se curăță cavitatea bucală, lucrează mușchii faciali. Este, această metodă este binevenită pentru parodontoză, pentru gingivită, sanează cavitatea bucală. Eu vă rog frumos, persoanele care ați încercat această metodă, scriți vă rog în comentarii sensațiile voastre. Eu după această metodă simt o ușurință în tot organismul, o ușurință și o stare de zbor. Eu vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez și vă doresc sănătate. La revedere, să ne auzim de bine!